Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În videoclipul de față aș vrea să încercăm în a repara niște căști de la Redmi. Se numesc Redmi AirDots 2. Nu sunt la fel ca cele de aici. Mi True Wireless Earbuds Basic 2. Văd că diferă una de cealaltă. Da, știu că sunt vechi. Dacă nu le pot repara, nu e absolut nicio problemă. Oricum am luat altele. Sunt unele de buget, nu știu, mi se pare că costă vreo 20 până în 30 de euro și se comportă chiar foarte bine. Această pereche de căști cred că a fost luată cu vreo 2 ani în urmă, cumpărată și a fost folosită intens, nu de mine, de altă persoană, și se pare că are o mică problemă. Nu la partea de conexiune, acestea funcționează bine. Problema ar fi că, nu știu cum să numesc cutiuța aceasta, un fel de power bank, deoarece are o baterie internă de litiu polimer de 300 de mAh. Micro USB-ul este aici. La introducerea micro USB-ului în zona asta, nu face contact cum trebuie. Încă o dată să vă arăt mai bine. Da? Se vede? Nu face contact bine. Să încercăm să-l desfacem, înlăturăm aceste căști de aici. Are niște cleme ceva. Hai că se poate, nu? S-a desfăcut și capacul ăsta. Gata, am reușit. Așa arată acumulatorul intern. Este de 300 mAh, energie de 1,1 Wh, acumulator litiu polimer, a fost lipit de spatele acesta. Acest PCB e prins în 3 șuruburi, din câte se observă. A? Sunt acei magneți. Nu știam de ce se aude așa. Un magnet aici și doi magneți în zona asta. Hai să arăt mai aproape. Am încercat să caut denumirea acestor integrate și nu am găsit mare scofală. Practic nu am găsit nimic. Ce să mai... Dacă voi vreți să vă bateți capul, nu aveți decât. Dar eu nu am găsit absolut nimic. Dar ce bănuiesc eu? Cel de aici... Am senzația că e un fel de protecție la supra-tensiune, cred. Pe el scrie 5335A, mai jos OA. Dar nu el încarcă. Încărcătorul acestei baterii, acestui acumulator. Circuitul de încărcare, practic, este, cred, acesta. G43KC, deoarece, din câte se observă, plusul vine aici... În paralel, nu știu, cred că inductor și cu acest condensator ceramic către plusul bateriei, minusul, plusul de la USB, de la micro USB pe aici, văd că se duce și în cel de aici. Pinul din centru se duce către fiecare cască în parte, către acești pini, nu știu cum se numesc, nu mai stau să caut eu. Sunt niște pini cu arcuri în interiorul lor. Cel de aici scrie pe el SG7-2007 mai jos. Dar eu am vrut să-l desfac pentru a repara acest micro USB. Probabil nu face contact în zona aia, cred. Trebuie să dezlipim acest acumulator, să nu ne încurce minusul și plusul. Hai să scoatem acest micro USB cu stația de dezlipit cu aer cald. Gata, să punem flux, am pus vârful conic pe LEDCON. Hai să cositorim inițial și pe vârfurile acestea. Punem din nou flux, ca nu strică, mai bine să fie decât lipsă.
Am pornit din nou stația de dezlipit cu aer cald. De data aceasta vom lipi. Sărise conectorul. L-am lipit, să curățăm cu alcool izopropilic. Lipiturile sunt în regulă, le-am verificat eu cu lupa, că din păcate microscop nu am. Practic acest micro USB se lipește și de corpul lui, exact sub acest micro USB pe PCB. El s-a dezlipit, probabil a fost mufa micro USB a fost introdusă un pic mai cu prea mare forță și s-a dezlipit. Bine că nu a exfoliat mai nimic, niciun pad, nici un traseu. Între timp am scos acumulatorul intern, i-am măsurat capacitatea la un curent de 500 de mAh și mi-a dat aproximativ 260 de mAh. Ca să fiu sincer, mă așteptam la mult mai puțin, aproximativ 200, dar eu zic că e o veste bună. Acumulatorul încă poate duce lejer. Să-l montăm la loc, dar trebuie să lipim zona aceasta, să o izolăm. Să punem pe spate scotch dublu. Iar acum, în sfârșit, să punem acumulatorul în această zonă. Gata. Magneții pentru a pune căștile pe pozițiile de încărcare a fost puși în regulă. PCB-ul vine așa. În sfârșit să punem capacul înapoi. Gata și capacul. Să punem căștile pe pozițiile de încărcare. Aici și în zona asta. Este în regulă. Iar acum să testăm și încărcarea acumulatorului din interiorul acestei cutii. Să introducem aici. Și este în regulă acum. S-a rezolvat. Până la urmă, pentru a rezolva problema, am relipit acel port din interiorul acestei cutii de încărcare a căștilor. Dacă v-a plăcut acest gen de conținut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!